Domnule președinte, stimate colege, stimați colegi, am observat cu ocazia manifestărilor Zilei Naționale mult politicianism. Ne place să facem paradă cu puțină tehnică militară care încă funcționează. Unii dintre noi, de regulă, acei care au făcut cel mai puțin pentru națiune, cel mai mult pentru buzunarul propriu, iubesc să primească onoruri militare. Am tot repetat de la acest microfon că trebuie să fim cinstiți cu românii. Și evident, trebuie să fim cinstiți și cu noi înșine. Consider că este o imensă ipocrizie să gădilim orgoliu național cu parade militare și cu vorbe mărețe, dar goale. Consider că trebuie să vorbim despre muncă mai întâi. Muncă asiduă pentru a recupera decalajele față de țări occidentale. Pe urmă, să vorbim despre organizare, despre colectivitate și să punem în practică ceea ce spunem. Excelăm în unele competiții individuale, dar nu suntem în stare să avem campioni în sporturi de echipă. Trebuie să le explicăm onest cetățenilor că pentru a construi sănătos și durabil, trebuie să o facem în echipe. Așa cum trebuie să avem comunități, nu doar localități. Ne lăudăm cu natura României, dar avem autorități care închid ochii la tirurile și vapoarele cu deșeuri venite din străinătate care otrăvesc apele și munții. Înainte de a proclama dragostea de țară, trebuie să respectăm România, să o menținem curată, să nu mai numim politic indivizi care, cuvântul națiune este echivalent cu vacă de mulți. Armate de plagiatori politici își bat joc de învățământ, funcționarii incompetenți își bat joc de cultura și istoria noastră. Când se împart portofoliile în coaliția PSD-PNL, Ministerul Culturii nu interesează pe nimeni. Clădiri cu o valoare istorică incredibilă se degradează sub ochii noștri. Iar când le renovăm, le transformăm în bojdeiuci, în vile high-tech cu încălzire în pereți. Ar trebui ca de 1 decembrie să participe la manifestările Zilei Naționale doar cei ce au dovedit că își iubesc țara. Au dovedit, nu pălăvrăgit. Ar fi cu siguranță o sărbătoare cu bun gust și fără pic de înghesuială. Vă mulțumesc!